kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you're kind, but every man dies. And swallow our soul, our souls. Vladana, emoție pură! Doamnelor și domnilor, dacă pacea ar însemna să valorificăm muzica mai mult și dacă ar însemna emoție, sensibilitate și trăire, n-am mai avea parte niciodată de altceva decât de pace. Mulțumim, Vladana! Primești din partea televiziunii române Jamala, aceeași emoție o am și eu ca și ea pentru ceea ce a transmis. Jamala vine cu mare drag în România și are un mesaj pe care vrea să ni-l spună nouă tuturor în limba sa natală. Primește un buchet de flori în culorile drapelului tău. Mulțumesc. Îți mulțumim pentru că ești aici. Iar în sală se află o admiratoare a Eurovisionului care ne va fi prezentă și ne va ajuta cu traducerea. Doamna Ciobanu Cristina, de profesie medic. Jamala, te ascultăm cu tot sufletul. Я не зрозуміла, що ви сказали, але я хочу закликати всіх. Весь світ. Доresc să invit pe toți. Щоб ми ca noi зупинили цю війну. Ca să oprim acest război. Жорстоку. Сьогодні я спала від імені всіх жінок, всім партія tuturor femeilor, які знаходяться зараз в бомбосховищах. Ascunse. Тисячі людей вже було вбито. Foarte mulți oameni, mii de oameni au fost uciși.
Я хочу, щоб Європа знала, я хочу, щоб світ знав, що це не просто війна, яка відбувається Європа, в Україні. Доріска Європа, оамені са штіє. Це війна, яка відбувається в центрі Європи. І Acest вона стосується кожного. Care se află în Europa. El reprezintă pe fiecare. Не дайте вбивати наших дітей. Nu, nu, spuneți nu. O distrugere și omuciderii copiilor. Я знову дякую Румунії за те, що вона перша, як справжній сусід, відкрила двері. Vreau să mulțumesc în primul rând ca vecin al nostru, care primul și-a deschis ușile. Дуже дякую вам за це. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceasta, pentru tot. Thank you very much, Jamala. Emoție pură. Stand with Ukraine. Stand with Ukraine. Thank you so much. Stand up for Ukraine. Героям слава!